Am făcut și Uber și eu am început să cânt după Grasul XXL. Am dat mulți jos din mașină. Te avea, uite așa, un borcan de la de murături. A -a. De... Familia mea m-a susținut, dar nu știu dacă au crezut în chestia asta atât de mult, știi? Și el m-a închis. gândește că eu a trebuit să mă duc, să spăl, mă rog. Salutare, dragilor! Eu sunt ambasadorul vostru, Coco, și azi avem un invitat foarte fresh, mentolat, tânăr. Te pup, Andrei, ce faci? Te pup, Coco, vă pup. Ce să fac? Uite vine. Cum, Cum ce ești? Faci? Puțin uh, obosit așa, că m-am trezit de azi. Cum se pare la noi aici? Băi, wow. bombă. Podcast e mentolat. Voi, butare, genie. Înainte de toate, am o întrebare pe care vreau să o clarificăm. Cum se citește litera de la numele tău? G. Nu G. fără G, fără G, fără G. -u. Sau g gen. g -ul? Merge, da. Ok. Dar nu G. Nu știu de ce, nu-mi place mie. Cine este Andrei? Andrei Omul. Pff, e un băiat căruia i-a plăcut muzica foarte mult și a început să o facă și el, gen, efectiv. Faci muzică de mult? Puh, serios așa, gen... De jumătate Cred că o fac serios la modul ăsta. Okay. Dar așa, muzică am făcut mereu. Am început să scriu, nu știu, dinainte de liceu. Din, scriu de mic. Câți ani ai? 25. La mulți ani, cam Mersi, la fel. Suntem doi la tineri. Da. Mai știi când ai tras pe prima piesă, îți mai aduce aminte? Am făcut semi un set pe acasă, bro, luasem... Nu mai știu cu câți ani aveam. Deci luasem după OLX un Microfonul ăsta, okay, ieftin, okay. nu mai știu. Ce am... Dar nu mai știu. Nu, chiar nu mai știu. Ce că erai în liceu când te-ai apucat de... Da, eu am început să cânt după Grasul XXL. Gen, el a fost... Am înțeles. Nu știu cum să zic. Am mâncare. înțeles. Um, dacă nu făceai muzică, ce făceai? Nu știu. Înainte de muzică ai făcut ceva? Da, am muncit, am avut fel și fel de joburi, dar visul meu ăsta era cu muzica, gen. Poți spune unde ai lucrat înainte? Am făcut de toate, am făcut tot felul de munci. Gen, după ce mi-am terminat facultatea, okay. am vrut să mă angajez în domeniu, am tânat marketing. Dar salariile erau foarte tentante, știi? Nu m-a atras și parcă nu mă regăseam așa, știi? Toată zis? lumea cerea experiență și eu am făcut de toate, am muncit. Am făcut și Uber și tot felul. Ai făcut Uber? Da. Cum? Până când? Păi, tăi... E mișto, dar... Nu e de mine, gen, nu știu. Nu... Prea mulți oameni, okay. e mișto, mai socializezi, cunoști mulți oameni, dar și energia lor, sunt unii care... Aveai piese pe mine pe... unul mă, gen. Aveai piese pe net până da, aveam. când făceai Uber? Da, pe păi și când nu? am lansat Dale, încă făceam Uber, gen. Ah, de și când am bubuit de... Dale, încă făceam Și te recunoștea lumea? Și dacă am mai simțit că m-au recunoscut, dar nu mi-au zis nimic, știi? Adică simți uneori când se uită omul Probabil nu se așteptau da, să, da, să fii da. tu acolo. Ai vreo poveste mai inedită cu... Cu uber, -ul? uber -ul. Pff, Nu știu, sunt multe. Nu le mai țin minte. Gândește-te că eu am făcut de noapte. A, ok. De și de noapte. De, de, de fel și fel de persoane. Am dat mulți jos din mașină. Eu așa sunt foarte înțelegător și foarte... Mă pun în locul omului, știi, cum s-ar spune. Dar când ești nesimțit... Și -ai, se pune altfel. N-ai rămas cu o poveste care să pe care să o povestești mai departe? Bun, sunt multe cu de ăștia, gen. Adică, gen, pe mine m-am pentru că, că nu v-ați am fost și eu în locul lor și eu am plecat din club mai amețit sau așa, știi? Uu, nu mai, am pățit odată cu un domn, am luat un domn și o doamnă și aveau două sacoși de alea de rafie mari, așa. Și una a pus un porbagaj și una a insistat el să o țină cu el în spate, pe banchetă, gen, știi? Și eu i-am zis, zic, nu mai bine vreți să o puneți în față, acolo jos, din că păta bancheta, știi, sau așa. Nu știu ce aveam punga aia, la final am aflat, gen. Am mers tot drumul, a fost, nu mai știu, o jumătate oră am mers sau ceva de genul ăsta și la sfârșit s-a dat jos și mă uit în spate, toată bancheta era pătată așa și mirosea oțet, nu știu a ce mirosea. Ceva urât. Nașpa, gen. M-am uitat, gen, m-am dat, dat jos. Eu nu mi-am dat seama când, când l-am luat, mi, -mi s-a părut un pic el așa mai bine dispus, ai înțeles? Dar nu l-am simțit, că m-am dat jos și am stat de vorbă cu el, miros rău o alcool, știi? Și zic, uitați, bancheta, miroase toată. M-am uitat în aia, avea murături, frate, avea, uite așa, un borcan de la de murături, ma, de nu știu ce avea, gen, și gândește, s-a vărsat tot ăla, știi? Și eu atunci îmi și amintesc era sâmbătă, da, era sâmbătă seară, gen, adică mergea treaba la muncă, știi, făceai treaba. Da. Și el m-a închis, gândește că eu a să mă duc, să spăl, mă rog nașpa. s -a Două, trei, ce ziua, zilele, că până se... E nașpa. Ha, și m-am dat jos la mamă la îi spun. Și el ca un copil mic, știi? Păi nu, că nu-i de la mine, gen. Dar el, tot blogul lui era el plin... El avea borcanul în spate. Da. Nu de la mine, nu. Gogușar pe da, el așa, în, în, în tine, pe jos, nu al meu. <laughs> <laughs> da, și multe de astea. Dar n-am pățit, gen, să mi se vomite mașina sau ceva, gen, n-am pățit, că ei, ei gineam, știi? Gen. Okay. Ne oprim. P știi ce zic? Da, te a plecat cineva fără să, să lase banii? Nu, nu, n-am pățit. Nu, dar eu mă uitam la ei, gen, dacă nu... Ai luat de... Îi simțeam că nu sunt ce trebuie, nu... Îți spuneai jos, mulțumim frumos. Dar nu-i luăm, gen. Ah, am înțeles. Uh, reveni reveni <laughs> la... <laughs> reveni la muzică. Uh, cum ești tu ca artist? Faci piesele, faci o piesă, de exemplu, uite, ping-pong. Ai făcut-o cap sau ai făcut o idee acum, ai mai scris la ea? Notezi? Eu sunt foarte ciudat în privința asta, credem că nu... Eu nu plec niciodată. Chiar el am avut o sesiune și am avut cu un writer și el îmi explica că el mai întâi își alege tema, subiectul, titlul piesei și pormă, scrie în jur. Eu nu sunt așa deloc. La mine e totul freestyle așa, știi? Adică okay. mai întâi aud, nu pot să scriu fără instrumental, știi? Trebuie să aud, să-mi dea un vibe, să-mi dea ceva, știi? Și după aia. Mă încep, dar nu știu niciodată despre ce scriu gen. Ce mi inspiră mie atunci pe moment, știi? Asta okay. e cazul. Ok. La ping-pong cu Hermione Otis cum a fost? Bă, la ping-pong a fost mai din ciudat, dar spre bine, că cumva trebuia să-mi fac un content pentru TikTok, știi? Și nu știam ce. Și mi-a dat Andu ideea asta că să iau piese pop, știi? Și cumva să le balkanizăm așa, okay, știi? da. Și am făcut vreo patru idei, dar făcusem, nu făcusem piesa cap-coadă, știi? Ori un refren, ori ceva, știi? Și postasem ping-pong. Nu mă așteptam să se ducă chiar așa, știi? Că acum s-a dus tare, tare. A fost tare, două zile magice în care a bubuit efectiv pe TikTok. Păi fii atent. Postasem asta cu ping-pong, dar mai postasem încă vreo două și... Asta cu ping-pong s-a dus nu, după vreo două săptămâni de le, când am postat da, TikTok-ul și am văzut că s-a dus, făcuse vreo 300 de TikTok-uri, 500, și am făcut un TikTok, zic, la 1000 de TikTok-uri o scoate, o știi? O Mamă, și în 3 zile, bro, s-a dus 20.000 de TikTok-uri sau de. ceva. Și uite că a ieșit bine, gen. Herme, ce spune? E fericit? Bă, da. Mai avem o piesă noi pe care am făcut-o împreună, aia cu Travis Scott, Balcan, ceva, Hai Acum, okay, da, se numește, da. știi? Vom discuta și despre asta, da. El vrea piesa aia, se ducă mai ta, el i-a plăcut o piesă aia, gen. Adică el aveam și eu aveam așteptări la piesa aia, dar nu s-a dus chiar așa cum s-a dus asta, de exemplu. Da, și, nu știu, îmi plac toate. Dacă nu-mi plăceau, nu cred că le mai lansam. Ce? E vreo poveste cu, cu, Herme? Cu Herme? Păi, e nebun rău, Herme, gen. E, e, super băiețaș. Îmi place rău el. Um, am o poveste, dar nu știu dacă să zic. <laughs> 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 nu știu dacă e bine. Să nu se supere, gen. Două. Bună. Haide. Dacă se supără, scrie de că să taică, să nu e bine. Spune. <coughs> mă, Ia frate, zi. am fost în VAM-ul. Gândește-te că eu până acum o lună n-am mai fost în vam niciodată. Nici nu am fost până acum. Bă, e tare rău. Ai, nu mă așteptam. Mergem? Mergem, da. Mergem. Uh, am fost prima oară în vam Bine, prima oară n-am fost cu el. Haos, distracție, mi-a plăcut super tare, știi? Mă gândeam că poate nu mă integrez eu cu fața asta și zic că eu sunt mai spre costine și așa, dar... A fost frumos, știi? Și acum a doua oară am fost tot așa un weekend și l-am luat pe herme cu mine, știi? Tot frumos, am ajuns acolo, am băut un pic, știi? Apa. Apă. Apă? Apă. Apă. Cu lămâie, știi da, ce da, zic? Da, Fel clar. și fel de, arome de asta. Da, da, Și, nu știu, eram așa puțin de la lămâia aia, cum ar veni, da. știi? Am plecat în vamă, am ajuns în vamă acolo, la cluburile alea și mi-am dat seama că mi-am pierdut cheia la mașină, știi? Și mă panica să mă de tot. Zic, bă, nu pot să mă distrez, cu ce mai plecăm mâine de aici? Nici nu știu dacă aveam rezervă, gen cheie de rezervă, știi? Zic, trebuie să găsesc cheia aia neapărat. Și am lăsat pe ei acolo să se distreze. În continuare am plecat la cazare să-mi caut cheia unde am pierdut-o. Sună la taxiu, dacă e în taxiu, mă rog, am căutat vreo două ore cheia. Într-un final am găsit-o, gen. Și în timp ce căutam cheia, eram cu o prietenă, știi? Cheia mea era lângă niște mașini parcate, mă rog, și era și un stâlp pe acolo și ea, uite un telefon, știi? A văzut un telefon. S-a dus, a luat telefonul, știi? hermione are un tatuaj aici, ceva, cu scrile, sau, știi? Okay, okay. Și pe telefon avea wallpaper <laughs> aceeași imagine, știi? Și mi-am dat seama, zic, bă, ăsta e telefonul lui, știi? El ți era un pic amețit când am plecat. și am găsit și cheia, am găsit și telefonul, știi? Hai să ne întoarcem înapoi în vamă. M-am întors înapoi în vamă. De deci o seara aia, ca să înțelegi astea 10 minute cât am, m-am plimbat cu taxiul până în vamă, am fost și ofericit. Că am fost în stres, că mi-am pierdut cheia și când am ajuns înapoi în vamă, vin ăștia la mine, anturajul care eram, știi? Că nu mai e herme, gen. A dispărut herme, știi? Și cum a dispărut herme? Por atunci am făcut -o un pic conexiunile, zic că ăsta nu are nici telefon. găsit -te cum? -te. Și nici nu știam de cazarea bro, că nici eu nu știam, gen, dacă nu-mi dădeai share location pe telefon să mă întorc la cazare, nu, nu știam să mă întorc, știi? dacă era în Costinești, era mai bine. Era altceva, da. Și dă și caută-l toată noaptea, trei ore, l-am căutat peste tot, a fost, nu știu... trecut și am la de la lămâie tot, era... Nu, că ne mai opream, din... mai mergeam în cluburi, ne mai după Herme, Herme, unde e Herme? Mai dansam două, trei melodii și mai... mai hai, 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 două legam. pahare, da. <laughs> pe plaja aia. A fost tare, îl căutam pe plaja, știi? <laughs> și Ți-am și eram obosit un pic. mi a pierdut producătorul. Unde e producătorul? Ce se fac eu acolo, știi? Unde e Herme, Herme? Păi, frate, și în timp ce. Gen, era lume pe plajă, dar nu multă, știi? La modul erau așa grupulețe. Da. Un aici, unul acolo, știi? De. Și mergeam așa cu lanterna și mă duceam acolo la ei. L-ați văzut pe Herme, am știu ce, știi? Bă, frate, și în timp ce mergeam, gen. Erau doi, unul cu unul. și se iubeau și ei pe plajă acolo, dar <laughs> Eu am văzut cum am adus zic așa cu lumina în ei l-ați văzut Super, pe L-am căutat pe Herme și nu vă zic unde era, vă zice el dacă nu mai... Ați prins de a sărit împreună? Nu, cu el nu, eu l-am prins, dar cu el nu. S-a terminat cu bine. Ba, a experiența. fost bine, gen. L-am găsit. Și răspuns, nu mai puneți apă în lămâie, beți apa simplă. Mai bine, da. Se că adică spuneai de de Trevis. Am văzut că ai tangențe cu trapu. Noi ne-am cunoscut când ai filmat uh, clipul la Hayacu. Uh -huh. uh, asculți trap? Păi eu tre făceam înainte, agenții și m-am apucat pe rep. Eu am început Bine. să cânt. Prima, din eu, Manele am ascultat toată viața ca să ne înțelegem. Eu sunt născut și crescut în București, dar la periferie, știi. Și. ce să asculți? Adică toată lumea asculta Manele. Da. Și eu am mai prins și BG Mafia. Gen. Adică ăsta sunt eu, Mafia și Manele cumva, de acolo e start, știi ce zic? Și am mințit, nu, nu în liceu m-am apucat, de fapt în liceu cred că m-am apucat să scriu, dar așa să cânt, ți-am zis, început să cânt după grasul XXL, Connector îmi plăcea foarte mult, gen, eram rapper, știi ce zic? care sunt artiștii tăi preferați, trap, hip-hop, în afară de grasul și mafia? Pus, sunt foarte, mie îmi plac de toți, gen, adică... Un top, spune-mi un top 5. Nu știu să-ți fac un top, de... sau trapperi, ce vrei? Ce vrei tu, da, hai să facem un top artiști cu care ai colabora. Cu care aș colabora? Da, păi, dar nu, nu cred românia. că ar colabora ei cu mine. Nu contează, nu neapărat român, poate să fie oricine, inclusiv Travis. Cine vrei tu? Bă, de la noi, gen, ți-am zis, grasul mă sparge, gen, connector, nu numai rep, nu pot să zic orice. Mă sparg mulți gen, mă sparge și velea și mă sparg o grămadă, gen, din manele sunt mulți, Costel Bișu, acum mă sparge rău uh, Iulineamțu. cu el chiar vreau să fac o piesă, gen. Ar fi frumos, da. Sunt, sunt mulți. Eu ascult orice, credem, sunt așa. Dacă stai cu mine în mașină, o să vezi că acum ascultăm o manea și, or, uite, de exemplu, în ultimele zile m-am tripat pe un artist, cred că e albanez. Ok. Chida îl cheamă. Gen. Mm, -am, eu n-am văzut M-am tripat eu pe el, gen, nu înțeleg nimic din ce spuneți, dai seama, dar vezi, de, de multe ori nu trebuie să înțelegi neapărat. E vorba de vibe, e vorba de, nu știu. Deci te, și te și din alte zone când faci da, muzică. Da, da, da. Și am zis, eu manele gen nu făceam. Adică să scriu eu manele... Da, le-a fost prima mea, manea pe care am scris-o. Okay. până atunci nu mai scrisese manele. <coughs> Crezi că trapul se inspiră cumva din manele sau manele din trapul? Vorbind acum, 2023. Trapul e, e de la rep, gen, nu are treabă cu... Ca mesaj, așa, ca... Po manea e cea mai veche din ce știu eu. Sper să nu vorbesc prostit, dar am impresia că reghetonul, tot după manea, s-a luat, cred. Sper să nu vorbesc, că era ceva de genul ăsta, așa auziseam. N-am istoriată de... <laughs> dar îmi place combinația. Adică nu știu cine după cine s-a luat. Mesajele sunt cam aceleași peste tot. Dar îmi place combinația asta. Mie întotdeauna mi-a plăcut chestia asta de fuziune, de știi, cu, uite, când... La noi în România eu așa consider că moda chestia asta cu trap și manele a dat o velea. Gen. Da. Bine, cu, cu Jador și cu Lino, știi? Da. Dar Alex Vela a fost capul, adică eu așa am privit-o, din exterior, știi? Da. De acolo eu zic că a pornit tot. Chiar îmi amintesc că eram cu un prieten în mașină, abia se lansase piesa aia, gen. Și nu știu, cred că avea 5.000 de vizionări sau ceva, știi? Și eu am zis, zic, mă, asta e altceva, ce știi ce tari. zic? Adică m-a rupt, nu mi-a da. venit să crești a fost... Mi-a plăcut rău, pentru că mi se pare că noi ca țară, așa, începem să fim mai asumați cumva, știi? Că Maneaua s-a ascultat dintotdeauna. Dar nu s-a ascultat, nu spuneai, ascult manele. Nu spuneai, gen. Dar acum e toată lumea liberă. P mie mi Mie îmi place chestia asta, gen. Eu ascultam și înainte, dar nu mă feream să știu, eu spuneam că da, ascult manele. era un subiect tabu, pe bune era. Cumva, da, da. da. Dar eu nu mă -a, a adică mereu am fost asumat, ascult. Adică puteai să aveai ce discuta în materie de muzică despre orice. Puteam să vorim despre manele, și despre rap, despre trep, și despre ce vrei tu, pop, Bine, pop în ultima perioadă nu prea am mai sparge, dar tot mi se pare tare. Îmi place orice, ți zis, s au eu... rămas manele și trap. Manele, trap, da. da. Crezi că trebuie dacă ar auzi manele, ar asculta, ar intra în playlistul lui? Bă, cred că da, nu știu. S-ar putea. Să audă remixul la, păi la... eu, la mie mi-ar plăcea să-l audă. Cred că i s-ar părea tare, gen. Să facem posibil să, să ajungă la... la... Doamne ajută! Îmi place, îmi place trebuie scot. Chiar îmi place. În, în jumătate de an, cred că mai puțin, ai scos două hituri. Le, uh, cu Lele și da. Ping Pong cu Herme. Da. Ai simțit că au potențial? Sau ai bă, crezut la... că sunt hituri sau ai spus bă, scot piesa și. Uh, Nici eu, de când. de la începutul anului, de când am început să lucrez cu Global, știi, nu știam. ce... Adică eu credeam zic, mamă, asta e hit, știi? Dar acum am descoperit că niciodată nu știi ce e hit. Uite, ping-pong, nu mă așteptam. Nu că okay. nu-mi place agent, dar nu mă așteptam la nivelul ăsta, la modul ăsta, știi? La Dale cumva am simțit chestia asta. Pentru că e ciudat ce aici, zis, Eu nu scriam manele, nu făceam manele. Mă găsise Andu pe TikTok, ți-am făceam. De fapt, așa m-a și găsit. Postam pe TikTok piese de ale mele, dar nu prea făceau like-uri, cine știe ce, știi? Și am început să iau piese din trending și îmi dădeam eu strofa pe ele, știi? Și mi-au prins câteva așa, cred că 4-5 mi-au prins, știi? Okay. Și cred că așa m-au găsit și ei, știi? Poți să mai lansezi ceva în remix? Dai în premieră pentru oameni? Mai vreau piesă? Un... Gen cum am făcut asta cu ping pong, da, te referi? Da. Bă, am o grămadă de piese, dar încă nu știu să vă zic ce se lansează, gen. Sunt foarte multe. Știu sigur că am două lansări programate, nu știu dacă pot să zic, gen. Mm. Spune. Uh, o să scot o piesă cu Betty Salam. Ok. Și îmi place o piesa, gen, e tare. tare. De tare. fapt, tare. amândouă Am îmi plac, și e, tare, e, tare. E, tare, e tare. Și mai scot o piesă cu Țancă, o să fiu în colaborare eu cu Țancă. Tare, tare, bravo. Ai vrut că că intri în studio? Păi mm. nu neapărat, gen. Nu, depinde, adică nu te gândi că intri în studio și gata, haide, dăm drumul la treabă, știi? Dăm un tur, mai stau, mai fumez o țigară, două, mai beau un par da, hai să luăm un suc, hai să alea, știi? Adică mm. eu sunt... Nu, nu suport stresul de nicio culoare, înțelegi? Și nu-mi mm. place nimic forțat. Eu și în studio, dacă intru cu tine, gen, în primul rând trebuie să-mi placă de tine ca om cumva, ca să lucrăm, știi, să vaibuim. Mm. Că dacă e așa, un vibe care nu e neapărat ce trebuie, nu știu, nu, nu dăm randament, știi? Și la mine toate chestiile astea, uite și Dale și astea cu timpul au venit când nu eram stresat deloc, nu m-am intrat în studio și zic, vreau să facem chito. azi, știi ce zic? Sau... Nu, pur și simplu au venit, știi? Hai nu, ai de că... făcut și... Ce mi-a venit mie, da, de asta? Zic, totul e el cumva așa, la început, după care stai și le gândești, da. știi? Uh, cum era când erai tu mai, uh, mai mic, chiar dacă ești tânăr, când erai adolescent, cum era Andrei, adolescentul, liceanul? Păi eu am fost cu minte mereu, nu am fost... Am umblat pe străzi, dar mi-am văzut de treaba mea. Am primit o educație de la părinții mei, mereu i-am ascultat, știi? Adică am încercat pe cât posibil să nu ies din cuvântul lor, știi? Acum nu, e imposibil să faci asta, dar... Sâmbătă seară... Înțeleg ce zic, știi? Dar am stat, am umblat și pe străzi, am stat și pe afară, am și... Na... Ai adică... terminat și facultate. Am terminat și facultate, da. Cine ți-a fost persoana care te-a susținut cel mai mult în tot? Care în chestia asta cu muzica? Și muzica și tot, care ți-a dat un boost de, de încredere, de energie. cu îi mulțumești? Bun, în momentul de față... Uh, familia mea m-a susținut, dar nu știu dacă au crezut în chestia asta atât de mult, știi? Pentru că, na, uite, mama... Tot... Și aștepta, știi, să vadă ceva, că fac ceva, să fie să vină și niște venituri, să fie ceva stabil, știi, și așa. Și... Ea a zis, mamă, e un hobby, dacă e să fie, știi, dacă e să... Doamne ajută, știi, ăsta e visul meu, eu asta vreau să fac, știi. Mm. Cumva m-au susținut și ei, dar cel mai mult am, eu n-am prieten așa mulți, am câțiva apropiați, știi, că cu cât, cu cât crești în vârstă așa, ter- termenul de prieten încep și îl readaptezi, știi? Adică acum 10 ani credeam prieten că înseamnă altceva, acum da. nu mai știi și nu am așa. Am câțiva apropiați care ei m-au împins să fac chestia asta, știi? Eu făceam piese acasă și le mai trimiteam lor. Deci a fost important anturajul cumva? Bă da, gen chiar m-au... ei m-au împins, postează-le pe TikTok, postează-le, postează, -le, postează -le și, și uite așa s-a ajuns și... Na. Dacă ai avea vreun mesaj pentru tine acum, pentru Andrei de acum 10 ani, ce îi spune? Ce... Să fie mai încrezător, gen. Atât? Da. Și dacă ai putea să-ți dai tu un mesaj pe care să-l asculți la anul, să intri pe podcastul ăsta și să asculți mesajul, ce îi spune? Cred că tot asta, într-un fel, gen, tot așa, să fie mai încrezător. Ți-am zis, nu că n-aș fi, dar, cum am mai zis, mă repet, eu fac genul ăsta, nu știu cum să-l numesc, că nu știu. Eu fac manele, dar ai văzut că mai sunt și alte influențe, mai când și trep, mai pic de pop, știi? Da, nu știu. Da. Ideea e că chestia asta cu manele, ți eu o fac de jumătate de an sau ceva. Încă sunt la început, știi? Da. Aparent fac treabă bună, știi? Că da. uite, sunt rezultate, știi? Tot așa, mai mult încredere și nu știu, nu, nu știu ce să... Momentan sunt ok. Da, faci asta de serios de un an de zile, dar ai că o faci propriu -zis de foarte mulți ani. Da, da. Adică îmi plăcea, <coughs> îmi plăcea, de multe ori să scriu. Dacă aveam... Așa mă desărcam eu, știi? Deci a plecat de la scris cumva. Da, da. La început mi-era foarte greu să scriu. Mi se pare foarte ciudat. Am, am început, cântam piesele lui Grasu și am încercat și eu să scriu. Nu mai știu câți ani aveam. Nu știu, 15 ani sau ceva, habar am. Bă, și mi-era așa greu că Na, la început e greu, de știi, rămân bine, tine și de astea și dubios, eu vreau, ascultam rap, zic, mă, puteți să fac și o dume -alea și dale, și dale. Și, și ascultam, eu am ascultat mult bro, chiar mult, mult, adică și când scriam, eu încercam să scriu în stilul ăla de rapper, știi, mă, trebuie să gândesc dumă asta, o jumătate de ori, haide, cum o facem, cum o știi, eram... Așa făceam și eu când trăgeam piese, scriam niște poezii, ceva foarte complicat ca versuri, și am o ce piesă trap fac și mă la studio și așa mare repăreală și zic că nu vreau să iasă, nu mai scoate. Dar tu scrieai așa fără instrumental? Scrii așa fără instrumental și cu instrumental. Eu nu am putut niciodată să scriu așa, niciodată gen. Nu știu de ce, nu, nu pot. Adică să stai așa să la telefonul și să fie liniște așa și să scriu, nu știu. Da, stăteam, nu știu, mergeam, să iau metro și mi venea o idee. Și cum ai zis tu, rimă de aia, mine, tine, bine, fine. Și zic, Stăteam zic, mamă, ce tare e. Ce tare e. da. După ieșeam, duceam la tovară și -o uitați bă, ce am scris, că mare artist. Și era jale, nu scoate asta, hai, next. <coughs> nu știu. E... <coughs> ce sfaturi ai da unui artist la început, Un, unui tânăr, 15-16 ani, care vrea să apuce de muzică? Ce îi spune? <coughs> Ca idei și eu sunt la început, cumva. Da, dar tu faci chestia asta de ceva timp. <coughs> da. Eu, uite, eu am 15 ani, dar vreau să mă apuc de muzică, vreau să fac muzică, am văzut artiști, vreau să fiu ca ei. Ce fac? Uh, trebuie să muncești foarte mult, gen. Și, adică, rețeta succesului meu, în momentul de față, știi care e? Unul la mână că, ce am zis, am, eu am tratat chestia asta ca pe un hobby, gen, dar am și muncit, adică, hobby-hobby, dar... Da. Am multe piese, am da. multe demuri, știi? Am scris mult. Uh, Acum mă ajută că am o echipă în spate, știi? Mă ajută chestia asta. Și, doamne, doamne, e... Hard, la da. mine asta e a succesului, înțelegi? Poate și talent, cu toate că mie nu, adică eu nu mă consider cel mai talentat om, știi? Ți-am zis, eu sunt un băiat căruia i-a plăcut muzica și de așa mult ce i-a plăcut, a vrut să o facă de și el, știi? a devenit ceva... Da, 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 chiar da. Acum ești artist nu mai alte joburi. nu place numai... să zic că sunt artist. Gen. Fac muzică. Entertain? Nu știu ce sunt. Fac muzică. Habar Fac muzică. Da, da. Oh. E... Uh, și așa, ce, ce să-i recomand unui puș de 15 ani? Ce am zis? Muncă, multă, gen. Adică stai, dacă, dar trebuie să-ți placă, gen. Stai, frate, scrie, 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 gen. O să vezi că noi... Eu aveam chestia asta, de mă, mă descurajam, știi? Adică eu aveam impresia că de fiecare dată când mă pun să fac ceva, Trebuia să fie hit, știi? Da. Și nu trebuie să o vezi așa, gen. Tu trebuie să o vezi, trebuie să fii persistent, știi? Scrie, 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 că la un moment dat după ce scrii 50 de piese, a 51 știi? Nu ai cum să dai într-un hit Nu, nu, no, no. poți... no. Eu așa credeam, gen. Eu sunt perfecționist de ăsta, să fie totul, știi? Asta încerci să lucrez la mine, gen. Trebuie să să muncească mult, să aibă încredere, gen. Și asta cu Doamne, Doamne, țineți la mine. Nu, fiecare... Da. Cum știe De el mai începe. bine, știi? Dar la mine asta a contat mult, gen. Crezi că în 2024 o să fie anul lui Andrei Geu? Andrei nu știu, mie mi-ar plăcea, gen. Adică... Crezi că o să... Știi care e chestia, nu prea îmi place, am ajuns să nu... E bine să visezi, știi? Da. Dar la mine personal, când visez eu așa și nu se întâmplă, până mă sunt dezamăgit, și, și așa am ajuns să nu mai fac, îmi fac niște planuri așa, dar nu... Eu personal nu cred că e bine să țintești cel mai sus, undeva... Ceva realizabil, dat, da. Da, 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 da să uite... Să de... niște trepte, n-ai cum să urci 10 etaje, urci pe rând. Da, uite, gândește-te că eu în jumătate uite, am dat două piese tare, da? Mm. Nu mă așteptam la chestia asta, nu mi-am pus-o în cap. Da. Înțelegi? A da. venit pur și simplu. Uite că, deschidem iar subiectul cu ping-pong. Probabil ai avut cea mai rapidă ascensiune pe primul loc în trending. Uh... Cum te-ai simțit? Păi normal, gen, știi cum știu cum am fost? Ai dormit în noaptea aia? Ai... Da, frate, adică... Din n Nu am avut, toată lumea mă suna. Și eu am familie mare, știi, și unchii mei și, și mă sunau toți. Cum te simți? Cum nu știu ce, bă, că uite, ești în trending, nu știu ce. Și eu, gen, eram bucuros, știi, dar... Practic, nu mă bucuram așa tare de momentul ăla, pentru că eu deja mă gândeam ce fac următoarea chestie, de știi? Tare. Adică, nu-mi place așa să stau pe loc, știi? Eu deja mă gândeam, haide, trebuie să te Ce mai fac? Ce nu știu ce, ce nu știu, știi? Trebuie să -o continui tot așa. M-am bucurat, știi? Încă mă bucur, încă piesa merge, știi? Da. Dar te, nu am stat, mamă, să nu dorm în seara aia, să mă învăț. Face aproximativ un milion de vizualizări pe pe săptămână. Îți zic că am urmărit progresul vinerea trecută aveai 5 milioane și acum s-au făcut 6, dacă nu mă înșel. Crezi că, aveau așteptări, crezi că au așteptări oamenii care te urmăresc? Adică se așteaptă să dai hit după hit? Păi să seama că e așa o văd. Gen. Dar eu vă spun, nu, nu ai cum să dai hit după hit. Gen. Poți într-o oarecare măsură, dar n-ai cum, cum să dai hit după hit. eu am pe lângă piesele astea două, mai am și alte piese lansate. Îmi plac și alea gen, dar uite, alea nu au explodat așa. Nu știu de ce, dar să zic că nu cred că știe nimeni rețeta. Da. Sau se știe, dar nu se dă. Sau se știe, dar nu da. da. Eu acum o să-ți niște, niște, titluri din, din presă și tu să-mi spui dacă sunt adevărate sau false și de ce. Ok? Ok. Al Pacino a devenit tată la 83 de ani. Cred că e fals. De ce? Păi cum, mai poți la 83 de ani să devii E adevărat. Nu cred. E adevărat, a făcut test. Mă, puternic omul, ce să zic. De ce? Dacă parchezi mașina pe un loc al altei persoane, mașina devine a lui. Bă, aș spune nu, dar gen o văd, o idioție de genul ăsta, gen. Nu știu ce să Ceva zic. Ceva realizabil. Da. E, ai dreptate, e falsă. E fals, nu? Da. O cafenea din Italia a cerut 2 euro unei cliente pentru a-i tăia sandvișul în două și... În două, și atât. 2 euro? 2 euro. B eu cred că e posibil, gen. Ja. 2 euro să mă duc, sandwich cumpărat tot de acolo, adică persoana a cumpărat un sandwich. E și posibil, a... dar tu nu vezi ce, ce e în ziua de azi, gen cum au luat orați la toți, gen... E, adevărat, e posibil. E adevărat, patronii au spus că timpul înseamnă bani și timpul de teat sandwich înseamnă 2 euro pentru ei. <laughs> <laughs> și ultima știre, în India un om a fost mușcat de un șarpe și ca să se răzbune omul a mușcat șarpele. <laughs> Se poate. Crezi tu că e adevărat? Se poate, sunt foarte mulți acolo, in India, nu știi. E reală. Dacă te-ar mușca un șarpe, face și tu la fel? Bun, nu știu, cred că am fobie de șerpi. Ai fobie în afară de șerpi? Și o mi-e scârbă de ei, așa. Și gândaci, nu? Mi-e frică de poduri. Poduri? Da, de poduri și de cutremur. Nu știu, am așa o frică. Când păi ai prins vreun cutremur până acum? Păi, având aceeași vârstă, cred că le-am prins pale, singurele 3 4 da micuțe. Da, pe alea nu scrie ale tremure, bro. Da, mi e frică. Și când mă duc la Constanța și merg pe podul strada la Cernavodă, nu. Păi nu, nu, nu am de asta, nu. Am văzut, nu știu, cred că de la Final Destination am frică asta. Dacă ai văzut. N-am văzut. De asta cu premoniții se întâmplă chestia aia. Ah. Știi? Uh -uh -uh. Crezi în, în premoniții? Mm. În superstiții? Bă, nu vreau să cred. Nu vreau să cred, dar... Nu, nu cred. Nu, nu știu, nu... Uneori se mai pupă, știi? Da. Adică, uite, când eram mic, mic, 10 ani, 11 ani, mama nu mai știu unde lucra, dar ideea e că ajungea acasă pe la 11 seara, știi? Eu trebuia să fiu acasă atunci, Și Făceam în așa fel încât să ajung la și fără 5 minute repede, știi? Da, da. Și se mai întâmpla uneori să mai întârzi, știi? Și Bă, cum se făcea? Deci, mai aveam 5 case de să ajung acasă și mi-a o pisică de aia neagră prin fața mea, știi? Și de fiecare dată când mă gândeam, mamă, pisică neagră, bă, mă certam alea, știi? Dar când trecea și nu mă gândeam la nimic, nu Sim. mai mă certa. Chiar dacă se făcuse ora de intrat, depășise în cu jumătate de oră, nu mai îmi zicea nimic, știi? Adică, pute, dacă nu crezi, ce Legea gândești atracție. te atragi, cumva, atracție, știi? Da, da. Ai vreun număr norocos, crezi în zodi, în mm. sfera asta de spiritualitate? Bă, asta cu Zodii, numărul norocos, nu știu dacă am, nu, nu Acum că mi-ai zis primul, oară, mai veni venit șapte în minte, dar nu știu dacă e numărul meu norocos, habar n-am, probabil. Și cu Zodiile, eu sunt aur, Știu așa despre mine, niște chestii și despre încă câteva zodi, dar nu cred cu tării așa. Într-adevăr, cred că sunt niște chestii generale, care se întâmplă, generaliste, așa, știi, care cumva se pupă. Da. Dar nu trebuie să te iei după asta, dacă tu ești havar. Nici nu știu cu ce zodie, nu m-aș înțelege eu ca să înțelegi, dar să spunem că ești o zodie cu care nu mă înțeleg eu... Acum, nu. Nimeni nu te cunosc, nu vorbesc cu tine, că ești. am auzit că ești zodie aia. Nu, nu știu, e... sunt gemeni, nu știu. Cel mai bun prieten al meu e gemen. Mă rog, da. când spun cuiva că sunt gemeni, nu, nu, că ești gemen, că... Bă, da, și asta e nebune. Azi e așa, mâine așa, da, e... Da, și dacă intru și citesc horoscopul și spune astăzi pățești ceva rău, toată ziua să mă gândesc că bă, azi, trebuie să întâmple ba, da. ceva. da, și... da, da. Când eram mic, uite, făceam asta. Până, zi, nu, zic, când citeam de bine, știi, mh, bine, știi, dar poate nu se întâmpla bine. Nu, ce, ce, ce gândești ai atrași cumva? Am ajuns la concluzia asta, știi, și mai bine da. nu mai citesc nimic. <laughs> <laughs> <Stii>? Citiți, <laughs> nu, citiți în general. Da, citiți eu m-am apucat de citit anul ăsta. Ce, care e ultima carte citită? Da. Bă, mi-am luat niște, nu mai știu, am făcut ca să ne înțelegem. Nu mi-a plăcut niciodată să citesc. Eu am fost cu filme, cu seriale, dar nu, nu, nu mi-a plăcut să, eu nici la bac, nici la nimic. Nu recomand, citiți, da? Uh, dar nu mi-a plăcut mie personal, nu știu de ce. Și am eram cu prietenii ăștia mei și venea venise subiectul de TikTok, știi? Și zic, bă, stăm prea mult pe TikTok. De aici a plecat totul, știi? Și da. știi că poți acolo la watch time, da, când stai da, tu da, pe zi da, și, așa, da. și așa, și așa, și aveam, tot prea mult, știi? Și trebuie să facem ceva, știi? ai mei, nici ei nu sunt certați cu cititul, n-au nicio treabă, știi? Nu. Zic, fiți atenți ce facem. Mergem, ne luăm fiecare câte o carte și ca să fie o miză, știi? Ca să nu mai stăm așa mult. Adică, de exemplu, când am luat cărțile alea, eu dimineața nu mai mă trezeam să stăteam pe TikTok la cafea, știi? Citeam. O, adică, altceva. Altceva, altceva, știi? Și făcut un pariu de ăsta. Mergem, luăm fiecare câte o carte și ca să fie o miză la mijloc, cine nu citește cartea, nu știu, într-o săptămână sau două cât am zis noi, le plătește pe toate, știi? Ok, ok. Eu am fost singurul care a citit cartea, dar nu, nu, am lăsat așa, tot eu am plătit. De Aia a fost, Să știi? Fost oricum, chiar dacă Bă, da, e mișto să citești, mi se pare că și -ți mintea antrenată, știi? Adică, da, da, să citești ce îți place, nu știu. Ce nu vezi suri. chestii noi? Da, da. E ca eu... Vorbesc de cărți, nu neapărat cărți de povești, cărți de păi dezvoltare da, uite, eu, sau eu, eu, am citit o carte de dezvoltare, gen. Mi-a plăcut, dar mă și plictisea, adică e așa, știi? mai îmi plăcea ceva, bama. dar eu am chestia asta, știi, am avut ambiția asta, chiar dacă nu-mi plăcea, vreau să o termin, știi, m-am apucat pe cum pierd eu pariul, știi, uneori sunt competitiv așa, știi. Eu când intru în uh, magazinul acela de cărți, care e în toate mall uh -huh. intru, mă uit la final ales cu două CD-uri, cu o figurină. Cu... Eu până la pariu sau ce ți-am zis, eu, eu aveam de-astea, glume de-astea, știi? Treceam pe lângă magazin la făceam, u satana, <laughs> știi? Ca deci e aia cu Robi să... Roberto și cu... <laughs> e posibil să ne vedem acolo. <laughs> da. Nu s-a nimeni. Ai avut cu, cu prietenii tăi, v-ați jucat când erați tineri? Aveați pasiuni, gaming, chestii? Bă, da, da. Am ce avut o perioadă de asta, cred că doi ani n-am ieșit din casă, gen. Ce v-a jucat? Cantor. Mă jucam counter ca turbat. 1-6. Păi nu, pe, pe vrem când eram eu, nu exista global. Gen. Uh, 1-6, când eram mic, mic, mă jucam Metin. Am jucat și eu Metin, dar am spart mulți ani. Până de la, nu știu, 8 ani, până la 22, cred că am jucat. Nu glumesc. Bă, nu, na, nu, 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 nu... Nu mai știu să zic până la cât, dar nu știu, cred că după 15 ani nu cred că m-am mai jucat, gen. Dar m-am jucat mult Metin, gen. Am jucat și Cantor. Da, Cantor avut... ăla a fost Cantor la mine, gen. Toast a fost disperat. Toți băieții au avut Cantor f și FIFA și Metin. FIFA la 07 l-am prins ăla, l-am forjat bine rău de tot. Era un program de ăsta de intrai și jucai online cu alții. Era un patch de ăsta de spuneai ca să ai echipele actuale, chiar dacă era eu 2007, știi? Eu niciodată n-am înțeles cum se juca pe tastatură. Nu știu, toată viața mea a fost obișnuit cu joystick și... Serios? Da. Eu nu știam pe joystick, nu mai pot să că... Da, Dai seama, la 07... 5... Uite, și Iulia a spus că el joacă FIFA pe tastatură. Și eu ăsta nou gen? Da. Bă, nu, ăsta nu. Nu înțeleg. Nici eu nu, nu știu. E tot pe Dar nu -a așa bun la FIFA, să știi. La Cantărești, la... Bă, am mai fost, ce crezi, în ultima perioadă m-am mai dus, n-am mai jucat cum jucam, perioada aia când ți-am cum jucam, noi ieșeam doi ani din, din casă, vorba vine, dar îmi petreceam da, mult da, timp, da, da. știi, ne făcusem echipă de-asta, intrasem, erau PGL sau nu știu cum se da, numea, da, știi, o ligă de-asta, îți da. Am chestii, eram, eram disperat, ești nebun? Am jucat și noi la o competiție și erau meci de-asta, competiție micuță, erau niște arme de câștiga, niște skin-uri. Uh -huh. A, la, glob, ziști, la... Da, la Global, zici tu, la CSGO. Da, la Global Offensive, da. da. Și un prieten al nostru rămânea mereu singur și noi auzeam în căști că el nu asculta... Nu asculta... Mediciul asculta manele, dar l-asculta tare. Adică auzeam... Sist era sistemul, nu știu ce, și era tare. Și... Pierdut turneul ăla. A fost o chestie... Nu știu. Te fii atent. Uh, mai avem un joc. Mm. Uh, o să răspunzi rapid. Sunt 10 chestii cât de rapid, cât de sucin se, se, poate. Vară sau iarnă? Vară. Mare sau munte? Mare, dar și munte, nu știu. În, în, în principal, gen, nu, îți mai dau argument sau zici în continuare? Zi, zi, la... zi, zi. îmi place, mereu am fost la mare în fiecare an, n-am fost, la munte, de exemplu, n-am fost în fiecare an, dar acum a început să-mi placă și muntele, gen. Ok. Continuăm după ce termină jocul. Așa, cu întrebările astea. Ieșiți la club sau șpriți la curte? Șpriți la curte. Zi sau noapte? Dar îmi place și în club. Dar mai mult spriți la curte. Zi sau noapte. noapte. Cafea cu lapte sau fără? 3 în 1. <laughs> Dulce sau sărat? Dulce. Echipa preferată de fotbal? Rapid București. Mâncarea preferată? Șnițel. zi Zim două piese de dragoste. Dacă dragostea dispare și... Dragoste. Dar nu, când vin de -alea de suferință. Ping-pong. Ping-pong, ping -pong. da, da, ping-pong. Și care e mașina preferată? Bă, n-am una, de, nu știu să zic. Un top? Nu poți să faci? Gen, te referi ca marcă sau un model vrei? Model. Uite, eu sunt g class -ul. mi îmi place g class -ul. Acum că ai spus, gen, mi-a venit în minte gl prima oară, gen, e. dar nu știu dacă e preferat. Asta mi-a venit în minte. Uh, ai spus de mare, că îți place amul la mare. Unde îți place? În țară sau în afară? Bă, e frumos și în afară. Dacă mă întreb pe mine, acum, N-aș mai merge în țară, din... aș merge în afară, dar e... la Costinești îmi place, e frumos. Vreau să întreb acum, unde e locul tău preferat de Uite, anul, anul ăsta am fost și la Costinești și în Vamă, dar mi-a plăcut mai mult în Vamă și nu -așteptam, mă așteptam, îmi spun sincer. Mi-a plăcut și în Costinești, a fost frumos, mm. a fost foarte frumos, dar mi-a plăcut și în Vamă. Știa, nu credeam că e locul meu acolo. Că... De asta nu m-am dus eu. am crezut că nu, nu e dă mine. Bă, e, e, Mi-a plăcut cu păstinește, să obișnuie de mici. Da, și acolo, credem, e totul Nu zice nimeni, dă-te mai încolo. Dar am luat toate cluburile la le am luat toate. Cum se pare proiectul Manele Mentolate? Fresh, super fresh, gen. Și asta, mentolate, știi, sună, sună într-un fel. Nu știu cum să zic. Eu urmăresc, gen, că Iulie cumva a fost printre prime aici, nu? Și a dat multe hituri tot conceptul așa mi se pare, nu știu, super fresh, super gen. Sunt manele, dar altfel, știi? Parcă... Entărate. Da, nu știu. Am întrebat-o pe Betty dacă ar pune al nume, uh -huh. ce nume ar putea Nu știu, pune. mi se pare perfect asta. Ea a spus că n-ar găsi al nume. Păi asta vreau să zic nu... Chiar tare, știi? Eu am spus că e și, uite cum e logo vezi, l e tot la L, -u. deci nu ar mai, nu știu. Bun. nu, nu e... știu, eu zic că e, e, super fresh, nu, nu știu să zic altceva. Manele, manele mentolate, e altceva. Te revenind la, la, ce ai spus cu, cu clubul, de ce preferi șprițul la curte? Bă, am, eu sunt pe perioadă așa, adică uite, am avut o perioadă când ieșeam weekend de weekend în club, dar acum, dacă mă întreb în momentul de față, prefer să ne strângem la cineva în curte, să facem un grătar, să fim noi ai noștri, știi? Nu, noi când suntem noi ai noștri, tot așa, no. suntem 30, înțelegi? Adică tot ca în club e cumva, dar suntem noi ai noștri, în club e de multe ori înghesuia la aglomerație, mai trece unul beat pe lângă mine, îmi dă un cot. Ai înțeles? Eu lasă la mine odată, lasă două ori. Adică încerc să evit situațiile astea, știi? Nu... Eu sunt liniștit de felul meu așa, știi? Dar acolo lumea bea, se îmbată, știi? Uite, eu, de exemplu, și cu prietenii mei. Am prieteni care fac ură la băutură, înțelegi? Și eu nu beau cu ei. Suntem prieteni, dar nu beau împreună, știi? Așa, în club dai de fel și fel de persoane, știi cum e? Când bei un pic te crezi altcineva și... Îți intri în stare și... Prefer să eviți situațiile de genul, știi? Așa mi se pare tare, mi se pare atmosfera, știi? Îmi place și nu-mi place, ți depinde de vibe. În seara asta, de exemplu, dacă am chef și îmi zici tu hai să mergem, mergem, știi? Dar așa, dacă mă pui pe mine să organizez, mai bine și să mă Da, da. Cred că de la vârstă că și eu prefer același lucru. Și... Adică ce am îmbătrânit și păi trec Nu, avem aceeași vârstă, îmbătrânim. Păi da? nu, nu știu dacă suntem așa bătrâni. <laughs> nu, oh mai de spate cu. Ba, mai da. Și nu bei cafea dacă ai spus că... Nu. Nu. La te, da, asta gen. nu, nu-mi place cafea aia. A, ok, pini. ceva cu arome, ceva... Da, gen, da. da. Nu bei cafea un șat repede, pe mm -mm. nu? Nu-mi place. Trebuie, nu. Trebuie să bei. Nu-mi place, ea la aia, nu știu, nu... Păi, după ce că eu când mă trezesc dimineața, nu știu, nu știu tu cum te trezești, dar eu mă trezesc așa, gen... Nervos cumva, știi, că m-am trezit, mai vreau să mai dorm, știi? Și după ce, mă, trebuie să mă îndulcească ceva, știi? Așa, dacă beau o cafea, dai amar, așa, zic... Ui, nu. Pe la gustul ăla te trezește, de fapt. Așa nu că, cred, nu, cumva. Nu, nu, nu mi-a plăcut. Nu mă Niciodată. Spumez, nu există. Dacă ai avea vreo superputere, care ar fi aceea? Bă, inițial aș fi zis să citesc gândurile oamenilor, dar nu știu dacă vreau neapărat. Că, păr mai e rău. Nu no. vrea să fii niciun supererou, nu știu, ca Spider-Man sau pânză, no. chestii nu știu, când eram mic poate acum, nu știu. Să zbor, să nu mai merg mașina cu... prin trafic. Asta cu mașina, da, 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 mai bine zbor, da. Nu zici rău. Dacă ai putea zbura doar când ai fi gol, ai face chestia asta? Dacă spui, nu mă vede nimeni că zbor sus, ce Peste mer Da. Te vede din avion cineva. Ai, acum ce să le fac? <laughs> e bronzul altfel acolo, știi? Dacă ai avea o mie de lei pentru un outfit? Cum l-ai face? Nu știu. Mi-aș un tricou și mergem să-l căutăm pe Herve. <laughs> <Nu știu>. Acum? <laughs> Acum. Păi ok, hai să-l căutăm. Haide. Înainte de toate, oficialiști ambasador al manelelor. Ne-a făcut mare plăcere să te avem aici. Și mie. Sperăm să mai vii. Mai vin. Cu hituri. Să dai hit după hit. După Doamne hit. ajută. Hit. Multe hituri. Mulțumim, eu am fost Cosmin, ambasadorul manelelor. El a fost Andrei. Podcast mentolat vă pupăm. Ciao.